ziua, vă salută, Tatiana. Mergem mai departe cu partea a doua a pălăriuței. Am văzut că este așteptată această parte. Mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii și pentru faptul că sunteți alături de mine. Deci, vom continua după ce am făcut cele 7 rânduri cu motivul principal. Vom continua lucrând 1. De fapt, vom ajunge cu fir alunecat în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Ajunse aici, vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț pe care le vom închide cu piciorul care, scuzați, le vom închide cu piciorul scurt în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și vom continua din nou 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, piciorul scurt în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat în primul ochi de lanț. Iar acum cu fir alunecat vom intra în corespondența arcului format din cele 6 ochiuri de lanț și vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, urma de alte 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu, după care vom trece în spațiul următor și vom repeta 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urmate alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Vom încheia rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț. Și aici vom face din nou cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble. Deci raportul practic este același. După ce am lucrat cele două piciorușe duble, vom face un ochi de lanț de separare între rapoarte, iar în următorul spațiu format din ochiurile de lanț vom repeta două piciorușe duble, două ochiuri de lanț urmate de două piciorușe duble. Un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Vom închide și acest rând cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat. Ajungem în spațiul format din ochiurile de lanț și aici lucrăm cele 3 ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, următoarele 2 piciorușe duble, corespondența aceluiași spațiu și de această dată între rapoarte vom face 2 ochiuri de lanț de separare, după care în următorul spațiu format de cele 2 ochiuri de lanț vom lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare și vom continua în acest mod pentru parcursul rândului. Pentru următorul rând vom închide cu fir alunecat, ne deplasăm cu fir alunecat în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț. Aici vom repeta din nou cele 3 piciorușe, cele 3 ochiuri de lanț, al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Repetăm aceeași
același raport, doar că între rapoarte acum vom face trei ochiuri de lanț de separare. Deci, acesta este rândul. Voi continua cu cele trei ochiuri de lanț de separare și cu piciorușele duble, două piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț, două ochiuri de lanț de separare între piciorușele duble, urma de alte două piciorușe duble. Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, de primul picioruș. Cu fir alunecat ajungem în spațiul format din ochiurile de lanț, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Deci am realizat deja primul raport, după care luăm firul pe croșet și în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț vom lucra din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble. În ochiurile de lanț de separare vom continua din nou, deci practic vom repeta în corespondența fiecărui raport și a fiecărora din cele trei ochiuri de lanț vom repeta aceleași două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble. Astfel noi lucrăm rândul final al pălăriuței noastre. În felul acesta se prezintă, iar noi vom lucra singure. Ajunse la capătul acestui rând, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul piciorușul dublu de la începutul acestui rând. Vom scurta firul și vom ascunde capătul de fir, iar noi ne vom întâlni pentru prezentarea finală. Deci vom închide și ascundem capătul de fir cu acul sau cu croșetul, în modul în care vă este mai ușor dumneavoastră. Așa cum spuneam, ne vom întâlni pentru prezentarea finală. Așa se prezintă pălăriuța. Dumneavoastră, bineînțeles, o veți apreta. Apoi, bineînțeles, o veți face cadou sau o veți folosi pentru fetițele dumneavoastră. Eu nu o apretez, o las în acest mod pentru că nu am spațiu unde să depozitez toate materialele lucrate. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, mă ajută foarte mult în creșterea comunității. De asemenea, cine urmărește aceste tutoriale pentru doamnele începătoare și nu este înscris pe canal, vă rog să vă înscrieți, totul este gratuit. Cine dorește să devină membru, poate deveni membru, eu vă aștept cu drag alături de mine și, după cum vedeți, pornind de la un simplu model de mileu, am făcut o pălăriuță, un model accesibil dumneavoastră, doamnelor începătoare. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Vă salut, Tatiana, la revedere!